bunici și de ce nu tătici. Doi iepuri dintr-o lovitură o să împușcăm astăzi, o să facem un delicios pateu din legume pentru copii, iar pentru noi o delicioasă gustare din cracker și o cremă cu mascarpone și ricota. O să vedeți cât de bună este. O să vedeți ce ușor o să facem un delicios pateu din legume. Eu am pregătit deja ciupercile, vânata, ceapa și cartoful. O să pornim plita la 140 de grade, o să setez temperatura, cam timp de 2 minute. Îmi place foarte mult să gătesc în vasul zepter pentru că este un vas la rece, eu nu am pus legumele în apă și în acest fel am grijă să păstrez toate vitaminele pe care le au aceste legume și să mă și hrănesc și să-i hrănesc și pe copii. Minute, coborâm temperatura la 90 de grade. Ce vă recomand eu este ca pe timpul gătirii să nu ridicați capacul. În acest fel veți evita ca aburul și căldura care gătesc legumele să se evapore. Ca să mai câștigăm puțin timp, o să facem pătrunjelul și crema de ricota și mascarpone. Tocăm pătrunjelul cu mixii. Eu l-am pregătit aici, frunzele sunt întregi. Îl punem în priză. Pe viteza a doua. Crema de ricota se face extrem de simplu. Am aici ricota, mascarpone și puțin muștar. O să mutăm și o să punem bătătorul. Tot pe viteza a doua. Eu zic că este gata crema. Miros atât de frumos legumele mele. Sunt gata. Sunt gata, sunt ok. Le adaug roșiile uscate în ulei de măsline și cu puțin ulei și cu mixii punem cuțitul, multicuțitul și mixăm până devine o pastă pe viteza întâi. Este suficient, avem o pastă care miroase absolut superb, eu abia aștept să-l gust. Luăm pateul, punem pe cracker și unul mie, unul ție. Și este rândul și ricotei. Ce frumos miroase! Așa că o să vreau să gust din acest pateu. Nu mai am rătă, mi-e atât de foame. Delicios! Așa că vă urez poftă bună!